make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Înainte să-i dăm drumul, nu uitați să lăsați un like, ca de obicei, dacă susțineți seria noastră și vreți să motivați să ne continuăm cât mai mult cu ea. Bun, este un meci în care vom juca cu rezervele, deoarece avem în Cupa României și este cupa în care băgăm și noi jucătorii care nu prea au evoluat, jucători ca Dipopa sau și Iancu a crescut 71, foarte bun, Gabi Iancu, n-am ce să zic. Bun, sunt Mărtean să joace, dar nu că deja a jucat să Mărtean și încă mai sunt jucători care nu au evoluat în acest sezon. Mai caută, zic eu. Nu așa la, cum să zic, la soluții de astea. Uite, Muson, dar nu a jucat Iordanov, nu a jucat, înțelegi? Și Cojocaru nu a jucat, dar hai să lăsăm numai pe Arlauskis pentru că se pare mai bun. Așa, Iordanov, Embolo, l-ai băgat și nu l-ai băgat pe Muson, da. Deci nu l-ai băgat pe Musonda, care chiar nu a jucat și el. Așa, trebuie să pregătim echipa cât mai bună pentru acest meci. Bine, cât mai bună, cu rezervele care nu au jucat pentru acest meci. În Cupa României asta faci, bagi jucători care nu joacă, să le vezi potențialul. Toșca acum trage, Toșca peste poartă, o primă ocazie pentru echipa noastră, dar a fost un șut de la distanță mare. În ultimul meci al Stelei, împotriva Iașului, Toșca a marcat, a fost... în Cupa Ligii, în Cupa Ligii, Toșca a marcat un gol, a fost 3-0 pentru Steaua. Iată la cum pe Embolo, pasă pentru Iordanov, încearcă să urmărească acest balon. Iordanov, cât pe ce să profite de acea riscare, care, de acel risc care a făcut jucătorul CFR-ului. Ivanovski pentru Gregori Tadei, mai parte la Șanturia, cred că este acest jucător, care cheamă Cristian, cred că e prenumele său. O pasă pentru Iordanov, foarte frumos, Iordanov, bară a lui Iordanov, ce ocazie am avut aici de a deschide scorul, da, Iordanov, dar mingea lui Iordanov, mai bine zis, nu a vrut să intre în poartă, pasă lui Prepeliță, foarte bună pentru Roșu, Iulian Roșu trage, poartă goală, încă o bară, dar de data asta lui Adi Popa, e imposibil să dea un simplu gol Adi Popa, doamne, dar încă o bară, parcă suntem blestemați până acum, abia a început meciul. Recuperăm foarte bine, flancul stâng este Iordanov, are viteză Iordanov. Iordanov, jucătorul luat de la Borussia Dortmund, are un salariu foarte mare, deși joacă rezervă. S-ar putea oricum să ne descotorosim de el, nu din cauza că nu este bun de rezervă, dar pentru că are un salariu mare și totuși și-am cheltuit ceva bani pe el. Are overa 65. Iar Iancu are un salariu mult mai mic și are 71 sau chiar Dorin Rotariu, este foarte mult și Rotariu, sper că să crească cât mai mult Dorin Rotariu. Muniru acum, un jucător destul de tânăr, și Muniru pentru Ivanovski, apără Arlauskis, și bară, iată că bara se răzbună și pe cei de la CFR Cluj, a treia bară a meciului, a treia bară, incredibil așa ceva. Ce contraatac, Adi Popa acum, Adi Popa, Popa la balon, este urmărit de doi adversari, să vedem dacă va trece printre ei. Adi Popa nu trece, cred că mai bine dădea o centrare, erau câțiva oameni în careu. Dar este acum Prepeliță pentru Embolo, șutul lui Embolo nu prinde efect, din păcate se duce alături de poartă, foarte multe ocazii și de o parte și de cealaltă, dar noi am fost mai periculoși după părerea mea, da, am avut mai multe ocazii și chiar mai clare decât cei de la CFR, de fapt mint, toate ocaziile au fost la fel de clare, dar noi am mai de clare, dar noi am mai avut mai multe. Muniru acum a primit de la Gregori Tadei centrală, Muniru periculoasă, reușind să respingem foarte bine acum, este Muson, dar cu un contraatac încercat de echipa noastră, Prepeliță, am dezvoltat foarte frumos, tiki-taka, mă, ăsta e contraatacul al Atletico Madrid sau Atletico Madrid mai nou, dar Barcelona, tiki-taka, Barcelona, oricum Steaua joacă și acum tiki-taka, este sistemul lui Costel Gâlcă, un jucător care a jucat în Spania și a și antrenat, că nu mă înșel. Dar știu că a jucat la Armeria, a jucat și la Steaua, normal, Gâlcă. Ivanovski reușește să treacă acolo, Ivanovski, dar trage, apără Arlauskis, incredibil Arlauskis. Bă, portarul ăsta fără 10 milioane, nu-l dăm.
Iar Harlauski, ce paradă de zile mari. RNCPV3 mi-era o silă de el, l-am schimbat pe Arlauski, dar aici nu o să-l dăm niciodată pe portarul nostru. Și se termină prima repriză, este 0-0, fiecare echipă a avut ocazii importante, dar nu s-a deschis deloc scorul, deși nu s-a marcat deloc, a fost un meci foarte spectaculos până acum. O recuperăm foarte bine prin Embolo, Embolo este acolo la balon, Embolo în care, Embolo, gol! Embolo deschide scorul. Ce spuneam, nu s-a marcat până acum, dar iată că Embolo reușește să facă asta chiar în deschiderea primei reprize, a recuperat foarte bine și iată ce frumos s-a întors acolo, trage și nu iartă Embolo din marginea careului, un gol foarte frumos, 1-0 pentru echipa noastră împotriva CFR-ului. Este un meci în deplasare, știm că s-a dat așa o lege, să spunem, în Cupa României și în Cupa Ligii, ca echipele mai prost clasate în sezonul trecut să joace pe terenul lor împotriva echipelor mai bine plasate în sezonul trecut, normal. O pasă pentru Adi Popa, are viteza Adi Popa, Adi Popa are și spațiu să paseze, pasează Adi Popa! Ce ratare acolo, o ratare, chiar a fost atentat cu cui a fost, cred că roșu, Iordanov a fost cel cu această ratare, o centrare bună pentru Embolo, dubla lui Embolo, oh da, Embolo face dublă, bravo Embolo, a fost o centrare bună acolo, Embolo se pare că a dat și cu capul în acest meci, este un meci foarte bun făcut de jucătorul nostru cu o dublă, s-a trezit și el în repriza a doua și în repriza a doua nu a mai fost atât mult cu ocaziile, ci cu golurile, cu toate că am avut chiar înainte să dăm gol ocazia uriașa lui Iordanov, din care a ieșit cornerul de gol pentru noi. Încălcâia aceeași Iordanov, Iordanov încearcă să recupereze, însă știți că are destul de carismă după părerea mea, adică se impune bine, nu joacă titular, dar joacă regulat și când intră face meciuri bune Iordanov. Purvulescu le acordă adversarilor noștri un corner aici, pentru că este îngăduitor. A fost împrumutat oricum la Gaz Metan, în această iarnă Purvulescu, centrare periculoasă acolo, dar scăpăm până la urmă cu bine. După această fază, Gregori Tadeu, trage Tadeu, gol! Se pare că marchează Iazbici. Iazbici marchează cât să mai apere la Uschi, spune și pe asta a reușit să o atingă. Tadeu a șutat acolo mingea jos la Iazbici. Mă, dar n-a fost offside, nu înțeleg, nu cred că a fost offside. A scăpat totuși acolo, parcă prea liber Iazbici. Totuși Arlauskis cât să apere și el, 2-1, se pare că reduc din diferența adversarilor și pasă pentru roșu al lui Embolo, același Embolo, iar roșu nu are nici pic de viteză, e obosit, e calul șchiop roșu, o minge a lui Dore, fostul petrolist pentru Iazbici, cât noroc, doamne, cât noroc avem aici. Ce ocazie au avut cei de la Petrolul Iazbici, putea să facă dubla și să ne egaleze într-un interval foarte scurt de timp. Oricum Petrolul a făcut o astfel de minune în Cupa României, meciul cu Mioven 4-3 după ce Petrolul a fost condusă cu 3-0. Adi Popa centrează, Adi Popa, dar mingea este respinsă. O recuperare a lui Iazbici, băi cât de periculos e Iazbici ăsta. Doamne, cine știe, poate ajunge la Steaua. Hai să nu mai glumim, este în o centrare care eul nostru a recuperat Adi Popa. A fost o centrare care până la urmă balonul a ajuns în marginea careului. Adi Popa, încercăm un contraatac Iordanov pentru Prepeliță. Prepeliță acolo în flancul stâng, are dribling foarte bun, este un jucător tehnic Prepeliță. O centrare lui Prepeliță, era micuțul Adi Popa, ce se fac la cap, mai ales contra unui portar, Felgheiraș, care poate băga oricând mâna. Își poate băga oricând mâna Felgheiraș, Dore, ce s-a întâmplat acolo, un foul, dar nu se dă galben, asta a fost bine pentru noi, lovitură liberă pentru CFR, Camora centrează, acolo este Dore, lovitură de cap, n-ai cum să-l înviși cu acest ceva pe Arlauskis, câștigăm și ne calificăm mai departe în Cupa României, o victorie grea luată și acesta Embolo, meciului, el a fost cu o dublă în acest meci și ne calificăm în semifinalele acestei cupe, să vedem cât am luat, 125.000, o sumă bună pentru echipa noastră. Bun, avem un meci cu Dinamo Kiev, asta este pe terenul nostru, în Europa League, normal trebuie să jucăm și trebuie să facem un meci bun, dar vom juca cu echipa de bază,
Adi Pop a crescut 72, interesant acest lucru. Rotariu, ăsta Iancu, bine, Iancu joacă probabil pe stânga, nu pe dreapta. Da, vezi, Iancu pe stânga, dar îl băgăm noi pe dreapta și Rotariu să joace el pe stânga. Și-a dorit Rotariu, Lucian Sâmărtean, normal. Dar nu, nu, aici ar trebui să vină Vâlceanu, da, Vâlceanu, Sâmărtean și cu Nicușor Stanciu. Iar aici la Tovlevici, Varela, Sar și cu, nu, ăla, Pap, Pap, mă, Pap. Păi să-i păpăm, ori îi păpăm, ori nu-i mai păpăm, este într-o formă foarte bună și Paul Pap. Embolo este cam obosit, dar poate juca în o Varela pentru Gabi Iancu, Iancu în flancul drept, Iancu trece foarte frumos, a trecut doar de un adversar, până la urmă a fost deposedat Varela, Varela în sfârșit o pasă superbă, golul lui Dorin Rotariu, un gol magnific, un gol superb din prima, l-a servit excelent Fernando Varela, o pasă de gol pentru Varela, iar Dorin Rotariu nu iartă. După acest meci să ne uităm cine sunt golgheterii în Europa League și în campionat, pentru că s-ar putea ca Rotariu să fi fost depășit dacă nu egalat, pentru că nu a mai marcat de ceva vreme în campionat, o face însă în Europa, este bine că o face, sperăm să mai marcheze și în campionat. Pap acolo încearcă să recupereze, mingea este la Miguel Veloso pentru Yarmolenko, Yarmolenko care l-a executat pe Arlauschi, Yarmolenko, la fel ca și în realitate, îl execută și în FIFA, Yarmolenko are ceva cu Arlauschi și Arlauschi nu poate să-i facă nimic, este 1-1, o replică foarte rapidă care ne-o dau ucrainenii, foarte rapid au reușit să ne egaleze în minutul 15, archează Yarmolenko, Iancu, ce pasă de Iancu pentru Dorin Rotariu, Rotariu, Rotariu este corner. Obține ceva, încă o dată e decisiv Rotariu, centrarea lui Vâlceanu acolo pentru Varela, prea pe portarul Cracovaț care reușește să respingă, dar este la Tovlevici care ține balonul în teren, are viteză foarte bună fundașul nostru, centrarea lui Tovlevici pentru Fernando Varela, a respins acolo Stanciu, Stanciu încearcă să găsească o poziție de șut, Stanciu, cât pe ce să fim deposedați acolo într-o zonă periculoasă, recuperăm Vâlceanu pentru un offside, acolo este Paul Pap. Lovitură liberă aici pentru Dinamo Kiev și foarte interesantă, este o lovitură liberă de la o distanță destul de mică, să vedem cine va bate, Miguel Veloso, transversală, ce ocazie a avut aici, holy moly, ce ocazie mare au avut aici ucrainienii, au tras în transversală, Arlauschi s-a fost salvat de o putere divină la faza asta, Popov pentru Calia Moartea și pe ăla. Iancu acum, Iancu, pasă pentru Robert Vâlceanu, Vâlceanu, ce preluare minunată, Vâlceanu, Vâlceanu trece, Utus, mamă, Vâlceanu, ce face acolo, Vâlceanu, de ce nu fi tras, ce s-a întâmplat acolo? De ce măscăriți acolo, că trebuia să rupe, să rupă poarta Robert Vâlceanu, adică vrem scăriță și e 1-1, nu trebuie să fim atât de altruiști la orice fază. Până la urmă, să, sincer, să vin scădem nota jucătorilor. O, nu, 2, foarte bun acolo, Iancu, Iancu, dar nu reușește să treacă Gabi Iancu. Minge pentru Dorin Rotariu din prima la Embolo, Embolo scapă, oh, coloratul pasă pentru Iancu! Corner, Vâlceanu centrează pentru un altul sar, balonul este respins, Rotariu pentru Embolo, Embolo acum, Embolo încearcă o pasă în careul advers, mingea este respinsă de jucătorii lui Dinamo Kiev, la fel face și Arlauschi, se respinge departe de poarta sa. O, recuperarea lui Iancu, Iancu acum, Gabi Iancu pentru Embolo, urcarea lui Embolo și iată pe Rotariu, acolo scapă Rotariu! Oh my god! Wow, dar ce reflex are aici Cracovaț, îl vedem în prim plan. Ce frumos a curs această fază, excelent așteptat Embolo, se vește pe Rotariu la limita offside-ului, trage acolo Rotariu, dar nu reușește să înscrie. Corner, în concentrarea lui Vâlceanu, a mia centrare care nu s-a dus atât de precisă cum ne așteptam, sar pentru Rotariu, Rotariu! Încă ocazie din nou, Cracovaț iese în evidență, se pare că a fost mai bun ca Arlauschi în acest meci, dar trebuie să încurajăm și noi pe Arlauschi. Sâmărtean pentru Iancu, șutul lui Iancu, oh! Oh, oh, pe unde a trecut asta, să vedem pe acest cadru,
Ce efect de Ian cu balonul? Mi se pare că a trecut destul de mult. Aici se vede pe o relare mai bună. Minge pentru Gabi Iancu, flancul drept, poate ultima fază a primei reprize centrale. Iancu! Ce ocazie am avut! Se pare, oare vom mai avea corner? Da, yes, cred că aceasta va fi ultima fază a meciului. Se vede centrarea! Stoicov, cred că este, de fapt este portarul lui Dinamo Kiev. Minge pentru Iancu, șutul lui Iancu este blocat acolo. Ce păcat, ce păcat, nu am reușit să facem nimic din fazele acestea, din ultimele faze ale meciului, ale primei reprize. O centrare de pe flancul stâng, Varela reușește să respingă, nici nu ai emoții cu Varela la cap. Contraatacul nostru, Embolo, coloratul pentru Rotariu, Rota, acolo, pasă pentru Atovlevici din prima la Embolo. Embolo are spațiu, Embolo, excelentă pasă pentru Rotariu acum pentru același Embolo. Pasă greșită, dar Embolo se pune acolo, pune piciorul la contribuție. Mijloc la Atovlevici, centralul la Atovlevici, cu efect respinsă, Stanciu liniștește balonul pentru Vâlceanu. Mai departe la Sân Mărtean, fault de galben, hai arbitre, dă-i ceva acolo, îngălbenește-l, dar până la urmă este o schimbare făcută și de la Dinamo Kiev, Bezu s-a intrat, o schemă, Sân Mărtean, nu reușește să-l învingă pe Sovkovski este portarul lui Dinamo Kiev, de fapt, Cracovaț, nu mai știu cine e Cracovaț, cred că este jucător de câmp Cracovaț, dar nu știu de ce i-a spus așa mereu, lui Sovkovski. Oricum a apărat mult, este un portar bătrân, 37 de ani, dacă nu mă înșel. Bătrân, nu neapărat bătrân, experimentat, pentru că poate juca și până la 40 de ani. Minge care au acolo. Nu înțeleg cum îl cheamă pe jucătorul alt pe flancul stâng, Kalitsev sau, mă rog, Miguel Veloso, ocazie totuși pentru ea, Mocheva un corner, Miguel Veloso centrează, lovitură de cap, balonul se duce peste poartă, în continuare scorul este 1-1, dar parcă mai periculoși au fost adversarii noștri, totuși bine că nu au marcat până acum și noi trebuie să răspundem cu un gol, ce pasă, da, la Tovlevici acolo de geniu, iese până la urmă Stoicov. Minge pentru Kalitsev. Arlauskis ne salvează cea mai mare ocazie, de fapt, oricum o ocazie uriașă în minutul 92. Ocazie pentru Dinamo Kiev, care sunt în continuare la poarta noastră, sperăm să nu